Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă propun astăzi o discuție despre conținuturile orei de religie, impactul lor asupra comportamentelor și infrastructurii morale ale copiilor în lumina unui concept pe care l-am descoperit relativ recent și mi-a atras atenția prin semnificațiile profunde pe care le propune. Educația spirituală. Ideea acestei conversații mi-a venit după ce am citit un articol semnat de Marian Staș, cu siguranță vă sună cunoscut numele lui, foarte apreciat în sistemul nostru de învățământ, pentru râvna cu care vorbește și promovează valorile unei școli demne de secolul în care trăim. Ce ar putea însemna așadar educația spirituală? Este o materie care să încurajeze toleranța, compasiunea, înțelegerea profundă a lumii în care trăim? Este un prilej în care copiii ar putea deprinde noțiuni de istoria și filozofia religiilor, de pildă? Ar putea avea discuții legate de etică, de alegerile pe care le facem în viața de zi cu zi și să dezbată la liber marile întrebări ale existenței? Sigur, sunt întrebări la care, fără îndoială, este dificil de formulat un singur răspuns, construit pe osatura unui adevăr unic, și de aceea mă bucur tare, tare mult să-l am alături de mine pe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați teologi din România, Părintele Francisc Doboș. Vă spun bine ați venit și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi în studio. Bun găsit, salutări tuturor! Nu sunt chiar teolog, preot, dar sper să fiu preot și smerit mai degrabă. Vă mulțumesc tare mult! Aș vrea să le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599 sau pot lăsa observații și comentarii pe pagina noastră de Facebook și simt nevoia să vă reamintesc întrebarea serii. Este ora de religie un context, așa cum se predă acum în școli, un prilej de educație spirituală? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 0372069599. Părinte, dați-mi voie să dau startul acestei discuții cu o experiență pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani. Predam istoria la o clasă de a șasea, cred, eram undeva pe la începutul anului școlar și începusem să le povestesc despre civilizația medievală. Câteva lucruri legate de periodizare, harta Europei, cum arăta ea în preajma anului 1000, și la un moment dat am ajuns și în punctul în care le-am povestit despre Marea Schismă din 1054. Și mă luase pe mine valul povestit acolo și n-am apucat să scot două vorbe pe subiectul ăsta, că un copil ridică mânuța și mă întreabă, zice, domn profesor, da, catolicii sunt creștini? Acum vă mărturisesc, mi-a stat pe limbă în secunda aia să întrebi, mă copii, dar ce învățați voi la ora de religie, că trebuia să știți deja. Așa că dați-mi voie să vă întreb pe dumneavoastră, ce învață copiii la ora de religie? Nu știu ce învață copiii exact la ora de religie, că nu cunosc tot sistemul. Îmi doresc ca orice copil la ora de religie să învețe câteva rețete. Evident, dau acest exemplu pentru că unii poate mai știu, îmi place să gătesc. Este diferența ora de religie față de participarea activă la propria confesiune, la biserică, că fie că e vorba de biserica catolică, ortodoxă, sau fiecare de cultul de care aparține. Diferența mare o face atunci când o oră de religie îmi predă o rețetă de a găti, dacă luăm acest exemplu al bucătăriei, față de mă invită cineva și mă învață să gătesc, dar și de gust. Asta este diferența la biserică, fiecare cult, acolo unde ești invitat să deguști ceea ce ți se oferă ca informație religioasă. Pentru că teologia ne învață că diavolul este cel mai bun teolog, pentru că știe tot, pentru că are toate informațiile. Și la ce-i folosesc? Mă surprinde un pic observația dumneavoastră, pentru că știam despre Dumnezeu că este atotputernic și atotștiutor. Nu este Dumnezeu cel care le cunoaște pe toate? Tocmai pentru că le cunoaște. Nu cunoștința este aceea care, care ne dăruiește savoarea vieții. Nu doar cunoștințele, pentru că cunoștințele, orice cunoștință, aici vorbim de școală, orice, că este vorba de biologie, de fizică, nu doar cunoștințele acumulate, mai apoi orice cunoștință acumulată îmi poate da drag, și aici este vorba nu doar de cunoștințele, ci de mentori. Cel care îți predă. Și aici mi-aduc aminte, profesorii care m-au înflăcărat în școală, aceia au avut câștig. Conținutul vine împreună cu un mentor, cu un dascăl.
care te pasionează, care îți face să-ți devină dragă o materie. De la acea materie poate deveni un parcurs de viață. Cineva poate să devină chimist, poate să devină medic, în funcție de ce elemente se pun în viața. Și aici nu este vorba doar de informație. Nu doar de informație referitor la matematică, la chimie, la ora de română. Pentru că informația mă poate ajuta, mă poate încărca, dar nu îmi poate dărui acea pasiune. La fel și ora de religie. Aici să știți că îngăduiți-mi să nu fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că am cunoscut foarte mulți copii pasionați de chimie, că tot aminteați un pic mai devreme. Și, mă rog, eu îmi mărturisesc cumva limitele în această zonă de cercetare, dar am văzut copii foarte pasionați, știau tabloul Mendeleev așa, cu ochii închiși. Ceea ce cred că, până la urmă, e un lucru care se datorează și profesorului. Vă să zic că la un moment dat a fost un profesor de chimie care a știut să trezească pasiunea pentru formulele alea acolo. Dacă veni vorba de disciplina asta, mă gândeam acum, e un pic complicat când profesorul de chimie le prezintă elevilor niște conținuturi, le vorbește despre niște reacții chimice, cel de la biologie le vorbește de pildă despre evoluționism, iar la ora de religie se vorbește despre geneză. Cum se împacă aceste lucruri și cum, nu știu, cum credeți că se așează în mintea copilului? Pentru că trebuie să recunoaștem, noi intrăm la oră, noi profesori, intrăm la oră, mă știu pe mine. Intru la oră, îmi predau lecțioara, după care am plecat, Dumnezeu cum e la ce s-a întâmplat cu copiii, nu știu. Dar urmează o matematică, urmează o geografie și aparent ca niște ferestre fără legături între ele. Și mă gândeam acum, de pildă, după ce profesorul de religie iese de la oră și intră cel de chimie, cum se împacă lucrurile astea? Cum explici unui copil cum a apărut omul pe pământ? Nu poți să-i faci formula chimică a lui Dumnezeu. Asta e evident. Nu cred că a cerut nimeni. Nu, glumesc, doar pentru a provoca. A provoca nu neapărat dezbaterea, cât că lucrurile sunt mai complexe. Nu poți să-l încapsulezi pe Dumnezeu, o realitate care este infinită, doar în niște explicații care pot fi pur științifice sau la orizontul nivelului omenesc. Uman, de înțelegere. Ceea ce depășește, evident, și atunci intrăm în zona misterului. Nu este pentru a evita dialogul sau abordarea, nu pot să spun că zona misterului, pentru a nu spune, e un mister și atunci eu prefer să ies dintr-o dezbatere sau să am o abordare, un dialog, sincer, cu oamenii. Apropo de tabloul lui Mendeleev, copiii pot învăța lucruri și să fie foarte deștept, să știe pe de rost, dar fără să înțeleagă. La fel și la ora de religie. Eu mi-aduc aminte, un copil, atunci când învață primele elemente, sau primele informații despre Dumnezeu, așa cum a fost și în cazul meu, în timpul comunismului, cei care au făcut ore de religie, sau așa cum era denumit, nu erau orele de religie atunci, la parohie, erau orele de catehism, săptămânale. Am învățat o mulțime de informații despre Dumnezeu, toate mecanice. Un copil nu are încă dezvoltat un mecanism. Copil, mă refer la primele clase, evident, clase primare, ci învață pe de rost niște informații despre Dumnezeu care îi vor fi folositoare mai apoi când școala îl va forja să își pună sau să nu fie de acord, să intre în criză, să facă diferență, să facă nuanțe și fie și să-l refuze pe Dumnezeu. Sau poate pe Dumnezeu așa cum i-a fost predat în mod automat. Aici este dibăcia de a face diferența, pentru că asta este teologia. Nu poți să predai unui copil noțiuni de teologie care vor fi dezbătute mai apoi, la un alt nivel. Vă înțeleg, dar apar în programă, să știți. Eu am avut curiozitatea să mă uit cu atenție pe programele școlare de la religie. Le-am adus cu mine pe cele de specifice cultului catolic, având în vedere conversația din această seară. Dar să știți că le-am răsfuit și pe cele de religie ortodoxă și cele de religie protestantă. În linii mari sunt structurate cam pe aceeași linie. Și, apropo, trebuie să vă spun că mi-a plăcut foarte mult, am găsit la clasa 8-a, de pildă, o lecție dedicată muzicii sacre. Mi-a plăcut extraordinar muzica gregoriană, muzica bizantină, senzațional, dacă elevii noștri au posibilitatea să aprofundeze o astfel de experiență. Dar stăteam și mă uitam că este cam singurul conținut care invită la o perspectivă multiconfesională, adică aia ar cam fi, am răsfăit cu atenție și n-am găsit foarte mult
multe care să îi pună pe copii, de pildă, să înțeleagă că sunt lucruri care ating mintea și sufletul și în religia ortodoxă, în religiile protestante, iată, în cultul mozaic. Câți copii, și cu asta mă apropii de finalul intervenției mele, câți copii știu, de pildă, că zilele următoare este sărbătoarea Rosh Hashanah, de pildă, anul nou evresc. Mă gândeam că ora de religie, așa cum v-am propus-o spre discuții, ar putea fi un minunat prilej de educație spirituală, în care copiii să învețe, să aibă așa o privire asupra fenomenului religios, să înțeleagă, uite, am găsit, iertați-mi, am găsit, de pildă, într-o programă școlară, cred că dintr-o, nu știu, dintr-o școală din Marea Britanie, niște conținuturi extraordinar de interesante. Noțiunea de sărbătoare. Și o lua profesorul respectiv și o explica. Cum este o sărbătoare la creștini, cum este una la evrei, cum este una la musulmani, cum este una la hinduși. Sărbătoarea Diwali, care este senzațională, cu luminiți, aproape cum e Crăciunul nostru. Lipsesc cu desăvârșire din această programă școlară. Mă gândeam, cum am putea face, cum am, în spiritul celor despre care scria și Marian Staș la un moment dat, cum am putea să le oferim copiilor această perspectivă asupra fenomenului religios, pentru că, așa cum am văzut eu programa școlară în acest moment, nu e foarte ofertantă din punctul ăsta de vedere. Se concentrează mai degrabă pe dogmele specifice. Vă rog să ne oferiți un răspuns, după care intrăm în direct cu Sergiu, care ne așteaptă pe linie. Aici mă gândesc, apropo, spuneați, religia catolică sau religiile altele. Aici suntem. Cine crede în Hristos, în Dumnezeu? Pentru că asta am auzit-o peste tot. Se face această confuzie, religia catolică, religia ortodoxă. Nu, religia este una, e creștină. Poate să fie vorba de religia mozaică, de religia, de cei din religia care cred în Allah, și așa mai departe, de musulmani. Aici sunt cele trei religii, mai plus celelalte. Oricine crede în Hristos și cine este creștin, este de o singură religie. Ortodoxi, catolici, protestanți, neoprotestanți, orice categoric se poate adăuga. Categoric. Ca să fie lucrurile clare pentru cei care ne ascultă, că atunci când vor auzi de catolici ortodoxi, e o singură religie. Cultul este diferit. Folosim aceasta, poate îi ajută pe ei, ne ajută și pe noi, ca să mă reîmprospătesc, ca să nu folosesc o terminologie care să ne ducă în afară. Religia creștină e la fel, e credința în Hristos, care mai apoi se declină, se conjugă diferit, evident, mai apoi sunt toate dogmele, problemele istorice, dar e aceeași credință în Hristos, botezul este în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ceea ce îmi spun, pentru copii, atunci când se predau noțiuni despre Dumnezeu, ca să nu fie doar confesionale, îmi doresc ca un copil catolic să știe ce înseamnă confesiunea sau credința în Dumnezeu, care să nu mă pună pe mine, trebuie să cred în Dumnezeu, nu școala să-mi dăruiască acele informații ca să ajung să cred în Dumnezeu. Înseamnă că e un deficit al familiei mele, al mamei mele, al tatălui meu. Dacă provin dintr-un țesut social, ținând cont, suntem o țară, așa cum se știe, creștină, marea majoritate dintre noi botezați, dacă m-au dus părinții, m-au botezat, înseamnă că nu au făcut-o pe pilot automat, ci că își asumă și un rol, rolul acela al familiei, care mă pune într-un context. Informația religioasă vine mai apoi ca o adăugire sau ca o completare a laptelui spiritual pe care mi-l dă mama mea, rugăciunea pe care m-a învățat mama mea, părinții mei m-au dus la biserică. Nu aveau prea multe informații religioase. Școala vine mai apoi să-mi dăruiască acele informații pe care nu a știut să mi le dăruiască mama mea. Dar mama mea m-a dus la biserică. De la ea am avut laptele spiritual, folosesc această sintagmă, și de la ea dragul de Dumnezeu vine din familie. Nu vine de la școală. Nu a venit de la școală, nici de la orele de cateheză. Dar s-au îmbinat, s-au întâlnit cu acea informație religioasă care să nu mă fundamentalizeze. Să nu mă pună în discordanță, să spunem, dar eu nu sunt ca celălalt și celălalt e pe un drum greșit. Fără să folosim aceste sintagme și fără să ne anatemizăm. Atunci când suntem de o confesiune, folosind această sintagmă, fiind în România, marea majoritate dintre noi suntem creștini, dar de confesiuni diferite. Catolici, ortodoxi,
luteran, neoprotestanți, da, avem, avem nevoie de această, și nu e vorba doar de o toleranță, hai, fie, bine, nu sunt de acord cu tine, dar te lasă acolo, te las acolo. Ești pe un drum greșit, dar nu-ți dau un cap. Nu despre asta este vorba. Da, aș fi curios, dar imediat după ce intrăm în direct cu ascultătorul nostru, dacă aceeași perspectivă se aplică și copiilor sau copiilor care provin din familii de atei. Aș fi foarte curios să dezvoltăm subiectul ăsta. Sergiu, ești în direct cu noi, iartă-mă, te-am ținut un pic la telefon. Te ascultăm. Bună seara. Nu sunt ateu, deci nu pot să răspund la ultima întrebare. Sunt tată a 4 copii. Mă recomand ca fiind creștin și am apreciat cu măsuri diferite orele de religie, odată ca elev sau ca și copil, după care văd în relație cu ai mei micuți cam cum merge cu dezvoltarea asta. Și la un moment dat pusese țin discuție despre ce se întâmplă cu un copil când trece de la ora de chimie sau știință sau ceva de genul ăsta, unde probabil se explică o formare a universului într-un anumit mod sau o creare prin evoluția omului sau, mă rog, evoluția până la om și actul creaționist creștin. Și vă spun că așa ca că din poziția asta de tată în care mă aflu în atâtea discuții, vorbesc cu această plăcere cu copiii mei despre Harry Potter, despre Minecraft, despre univers, despre Dumnezeu, despre Moș Crăciun, despre oricare dintre ele. Și este extraordinar flexibilitatea copiilor și este extraordinar posibilitatea lor de a discerne în diferite situații fără ca să le suprapună într-un mod exclusiv. Adică una nu scoate pe alta afară. Cumva ei înțeleg fiecare, sau cel puțin în discuțiile copiii mei, observ că se înțelege fiecare dintre ipostaze. Religia predată în școală pentru mine a fost un colac de salvare, pentru că așa cum specialitatea pe care o am din punct de vedere a muncii este una creată în jurul matematicii, nu-mi prea place să le predau matematică copiilor mei și nici să fac temele la matematică. Da, vă înțeleg perfect. Sunt mulți părinți în situația dumneavoastră. Deci, cu alte cuvinte, înțeleg din ceea ce îmi spui, Sergiu, că ora de religie poate fi, iată, pentru tine, pentru copiii tăi, un context în care poate fi dezvoltată educația asta spirituală, fără să intre în conflict cu alte materii, nu? Cu chimia, iată, sau biologia. Da, dar cu siguranță, da, și cumva absolve părintele de recunoștințele lui. Și un bun profesor face foarte mult din punctul ăsta de vedere, pentru că cele mai faine discuții despre Dumnezeu și religie cu copiii mei le-am avut provocate către profesorul de religie. Excelent. Am observat că modul în care este predată religia în școală e unul foarte elegant, foarte puțin invaziv cumva, adică se vorbește despre, însă direcția dată este una către fapte bune, către bunăstare, către înțelegere, către acceptare. În regulă. Îți mulțumesc tare mult, Sergiu. Interesantă relatarea ta. Și mă bucur că sunt astfel de experiențe, pentru că asta, observați, vă rog, indică existența unui profesor bun, unui profesor cu har. Mi-amintesc că am avut chiar aici, în studioul Europa FM, anul trecut, am avut-o ca invitată pe Laura Stifter, profesoară de teologie și laureată merito. Am avut un dialog excepțional atunci și m-a încântat foarte mult cu perspectiva pe care le oferă copiilor, ducându-i dinspre istoria religiilor, spre filozofie și spre dezbateri etice care stârnesc copiii. Mi se pare senzațional. Dar dați-mi voie să vă arăt cumva și cealaltă față a monedei, pentru că, iată, din nefericire, sunt și foarte mulți părinți care oferă relatări cum este aceasta. De pildă, mi-a scris cineva pe pagina de Facebook: după prima oră a fiului meu aflat în clasa pregătitoare, cred că este mai curând ce nu ar trebui să fie această oră de religie. Doamna le-a spus despre Dumnezeu și facerea lumii, apoi
apoi i-a întrebat pe ei ce cred, iar fiul meu a început să-i spună ce știa din documentare, din ce au mai spus, ce au mai explicat părinții. Moment în care doamna s-a întors cu spatele la clasă și a început să se închine făcând semnul crucii. Adică ar fi putut fi o discuție frumoasă, vorbim despre copii de clasa pregătitoare, clasa întâi, unde sigur, modelul pe care îl oferă profesorul este unul fundamental. Și sunteți de acord cu mine că sunt foarte multe mesaje care vin dinspre părinți, semnalează astfel de situații și culmea că nu sunt atei, nu sunt neapărat din zona aia nucleului dur de oameni care resping ora de religie din oficiu, cât sunt mai degrabă părinți care au acceptat să-și dea copilul la ora de religie, dar constată mai degrabă cu tristețe decât cu nervozitate, constată că lucrurile nu se întâmplă așa cum, iată, frumos discutam despre ele mai devreme. Eu cred că părinții au un rol important în a-i ajuta și pe dascăli. Pentru că există și dascăli oarecum cu ochelari de cal. Sau confesionalizați. Nu văd în afara propriei confesiuni. Nu știu, n-aș ști să spun acum, să spun un dascăl care este catolic și la ora de religie să spună doar lucrurile catolice. Care să nu deschidă acel interes, cum sunt, cum am ajuns, de ce suntem catolici, să facă legătura și cu partea istorică, apropo, de partea, care sunt, cum am ajuns să credem în Dumnezeu, de ce este atât de important și până să, ca aceste informații care se dobândesc la școală, care nu dau răspunsuri exacte așa cum dau științele exacte. Ora de religie are un alt subiect, are materia, este de o altă natură, care nu o poți pune pe tablă și nu o poți pune la eprubetă. Deci nu se poate face o analiză și nici pe text, neapărat, în afară de scriptură. Dar tocmai și scriptura care este contextualizată. Apropo de scriptură, când spunem cum a fost facerea lumii la început, cum citim Sfânta Scriptură, cum îi ajutăm și pe copii să iasă din acel șablon de a citi Sfânta Scriptură ad literam, pentru că și Sfânta Scriptură, mai apoi putem ajunge la anumite aspecte din Sfânta Scriptură unde ne speriem. Păi e suficient să citească Vechiul Testament. Da, sunt psalmi care spune sfârtecă-i, Doamne, pe dușmanii mei. Vedem sânge peste tot, dacă este să citim Sfânta Scriptură. E pentru a înțelege cum era spiritul vremii. Sfânta Scriptură revelată de Dumnezeu, care a fost pusă de niște oameni cu tot bagajul lor de atunci. De aceea, Sfânta Scriptură are nevoie de o traducere constantă. Asta fără să o manipulăm ideologic pentru interesele noastre de astăzi, evident. Dar are nevoie de o traducere actuală, ca să ne dăm seama. Dumnezeu atunci când le-a vorbit oamenilor de acum 2000 de ani și ei au pus în scris cu tot bagajul lor conceptual, spiritual, revelația lui Dumnezeu, cum trebuie ea spusă, revelația lui Dumnezeu oamenilor de astăzi. Și asta este o altceva. E foarte adevărat. Da, un copil ar putea întreba care Dumnezeu? Care Dumnezeu este adevărat? Este al nostru, al creștinilor catolici, al creștinilor ortodoxi, al musulmanilor, al evreilor? Poate, nu știu, divinitățile în care cred hindușii? Că sunt întrebări legitime pe care, iată, pe măsură ce cresc, știu că mă întreabă pe mine la istorie. Așa, și de multe ori mă pun așa într-o situație foarte delicată și mi-aș fi dorit atunci poate suportul unui profesor care, iată, să aibă experiența asta în zona educației spirituale. Repet, educația spirituală pentru mine cel puțin presupune conexiuni cu ce înseamnă istoria, filozofia religiilor, o privire comparată asupra acestora. Și îmi dau seama că acești copii sunt nepregătiți din punctul ăsta de vedere, pentru că foarte bine ați spus un pic mai devreme, m-am uitat în programa școlară, aceste conținuturi fundamentează dogmele specifice unei anumite confesiuni. Și atât, mă rog, cu excepția lecției care mi-a plăcut mie foarte mult cu muzica gregoriană, dar cam atât, din alt punct de vedere, nu e foarte ofertantă programa și dacă mai găsim și un profesor care să aibă ochelarii aia de cal și din ce scriu mulți părinți, din nefericire, sunt, iată, rezultatul este unul nefericit pentru educație, în primul rând, nu doar pentru educația spirituală. Suntem în direct cu Cornel. Bună seara, Cornel, iartă-mă și pe tine, te-am ținut un pic la telefon. E o discuție pasionantă. Da, bună seara. Chiar asta era ideea. Indiferent cât de deschis este profesorul de religie, el tot trebuie să susțină că doar cultul pe care îl reprezintă e cel adevărat și corect, celelalte fiind într-un fel greșite. Nu are cum să
să susțină că toate celelalte culte sau lipsa unui cult este un lucru la fel de bun ca cultul pe care el îl reprezintă. Pentru că el reprezintă un cult. Nu este un profesor al istoriei religie comparată. Este un profesor al unui cult, în ultimă instanță, un propagandist al acelui cult. Mă înșel? Să-i spunem, nu i-aș folosi termenul de propagandist, îl putem utiliza, hai, cred, în alte contexte. Hai să-i spunem un promotor, să iei cineva, un, nu știu... Promotor. Hai să folosim un cuvânt mai dulce. Nu are cum, din punctul acesta de vedere, pentru că religia este catehetică, dogmatică, indiferent cât de frumos împachetată ar fi și plăcută pe copiilor, copiii se vor bucura, probabil vor desea la orele de religie sau chestii de genul acesta, vor discuta probabil cu profesori deschiși la minte chiar dileme morale și lucruri de genul acesta. Dar în ultima instanță, întotdeauna va susține această viziune unilaterală. Din punctul meu de vedere, religia în școală, în stilul acesta catehetic, cum este acum în România, nu este bine. Nu este greșit. Este exact cum susțineți dumneavoastră, domnule profesor, ideea de religie comparată, de analiză a fenomenului spiritual în toată frumusețea și complexitatea lui. Sunt persoane spirituale care nu se raportează la divinitate. Sunt persoane și sunt la fel de morale și etice ca toate celelalte. Deci nu... Categoric. Uite, o chestiune de... Da. Da. Uite, ăsta este un subiect interesant. Monopolul pe morală. De cele mai multe ori, orele de religie presupun, mă rog, sau cel puțin din partea unor profesori, n-aș vrea să generalizez, dar pun așa un monopol pe morală. Cine este creștin, cine face parte din această confesiune, e ok, în regulă, e de-al nostru. Cine nu este, ăla e rău. Am citit la un moment dat un comentariu al unui profesor de religie care m-a pus pe gânduri. Copiii care vin la mine la religie... educațional fenomenal. Da, da. Sunt mai calmi. Dar pe de altă, da, te rog, te ascult. Parte, ideea fiecărui cult, fiecarei religii, nici nu mă refer strict la un anumit cult, mă refer la religii, la modul general, religiile sunt, se erigează ca fiind generatoare și purtătoare de morală. Au o etică a lor proprie pe care o proclamă ca fiind singura care merită promovată și... Deci religiile, nu mă refer la profesorii de religie aici. Și atunci, un profesor care prezintă religiile sau prezintă religia în care este dumnealui ca fiind emitentul ideii de morală perfectă, automat generează acest conflict celelalte religii sau cu celelalte viziuni lipsite de divinitate, lipsite de religie. Da. În regulă, deci, Codrin, să-i dăm posibilitatea și părintelui Dobor să ne răspundă. Da, da. Mulțumesc. Mă bucur de această remarcă și profit de ocazie să spun că un profesor, un dascăl de religie, fie că este de confesiune catolică, ortodoxă sau luterană, neoprotestantă, evanghelic, îl va ajuta pe celălalt, care nu este din propria lui parohie, să ne înțelegem, îl va ajuta să vadă care este istoria lui. Nu va face niciodată. Eu asta, dacă aș fi profesor de religie, voi ajuta un copil de confesiune ortodoxă sau evanghelică să-și iubească propria confesiune. Să-și dea seama, ora de religie te ajută pe tine, copil, ortodox, catolic, de altă confesiune, să-ți dai seama cine este sau care este confesiunea ta. Ca să poți să-ți dai seama care e diferența cu celălalt, fără să facem sau. Poate să fie și. Înțeleg foarte bine perspectiva dumneavoastră, dar mă gândeam acum că sistemul nostru de învățământ este până la urmă un serviciu public. V-am să zic că noi trebuie să le oferim copiilor un bagaj de competențe, de cunoștințe, aptitudini, abilități, nu-i așa? Un set de valori, iată, e foarte important să vorbim și despre valori, cu care să pășească în viață, cu încredere în ei, să-i ajutăm să devină adulți fericiți, siguri, conștienți de rolul pe care l-au în societate. Și atunci, cumva,
cel puțin în momentul ăsta și la felul în care văd că se întâmplă orele de religie, nu credeți mai degrabă că apar sincope? Sunt, iată, tot mai mulți părinți care nu mai vor această educație despre o confesiune, pentru că nu li se mai pare suficient. Și, mă rog, aici cred că sunt mai multe categorii, este un nucleu dur de oameni, mărturisesc, fac parte din zona asta, de care spun nu orei de religie, din oficiu, din toate punctele de vedere, plecând de la conținuturile care apar acolo și până la maniera în care este predată, dar care ar putea fi sensibilizați de o oră de educație spirituală. Eu sunt de formație umanistă și la un moment dat am stat și m-am gândit, copiilor mei le-ar fi prins bine o oră în care să aibă genul ăsta de discuții. Chiar dacă, repet, convingerile noastre nu sunt de natură religioasă, dar sunt absolut convins că fiecare om cu formație intelectuală serioasă ar aprecia o astfel de, de discuție și, deși sunt în situația în care copiii mei nu fac ora de religie. Și aici apar o serie de neplăceri. Și pe care am observat că le-au semnalat foarte mulți părinți. Pentru că nu avem posibilitatea unei astfel de ore, ne-am retras copiii, iar școala, care este un serviciu public, nu ne oferă nimic în schimb. În cel mai bun caz, copilul participă la ora de religie undeva într-o băncuță în spatele clasei acolo, nu îi se încheie media și cam atât. Deși eu mi-aș fi dorit o alternativă, școala nu o poate oferi, în cazul în care, hai să zicem, nu există o alternativă, o altfel de oră, să fi stat undeva într-o bibliotecă, în foarte multe școli nu se poate nici asta, că nu poți să lași un copil nesupravegheat, și de asemenea sunt foarte multe situații în care ora de religie este pusă undeva la mijlocul programului, că nici nu poți să-l iei. Fiica mea, de pildă, are penultima oră, că dacă era ultima, până la urmă o luam, o duceam acasă și găseam noi ceva de făcut împreună. Nu poți să o iei. Și atunci stă într-un colțișor acolo, nici nu știu, eu i-am sugerat, măi, fată, citește ceva, fă-ți temele, stai cu mințica acolo, dar vrând nevrând cumva intri în zona aia în care auzi lucruri, în care și-a venit acasă și mi-a povestit niște discuții. E greu să-i explici copilului, dar eu de ce sunt așa, dar eu de ce trebuie să fiu undeva? E o traumă pentru copilul ăla și la un moment dat e complicat, nu știi ce să-i spui. Mă gândesc aici, ora de religie, educație spirituală, de ce să se adauge? Dacă tot este, fără să o scoatem ora de religie, pune și educație spirituală. Și cine ar trebui să facă acest exact, lucru? Exact, la asta mă gândesc. Cine ar trebui să facă lucrul ăsta? Aici, asta îmi ridică mingea la filou pentru a spune, pentru că dacă nu înțeleg ora de religie în sensul de informație religioasă biblică, nu înțeleg o publicitate. Și dau un exemplu. Erau în anii trecuți, când vezi ceva apetisant, o mână întinsă cu un fruct, de obicei se spune că e un măr. Nu scrie în Sfânta Scriptură că era vorba de un măr, mărul întins, șarpele. Nu poți să nu-ți dai seama o cultură religioasă, biblică, că e vorba de primele pagini ale Scripturii. Despre creație, despre ispitire, despre șarpe. Evident, diavolul cel rău care își face apariția pentru a te ispiti. Publicitatea se folosește de acest instrument pentru că consideră în mintea oamenilor că înțeleg imediat atunci când văd ceva, o mână întinsă, un șarpe, încearcă să te atragă. Este important, dacă este din acest punct de vedere, ora de religie este importantă și din punct de vedere cultural, dar și istoric, pentru a ne da seama. Aici, evident că această dorință de educație spirituală vine pe un fondul unor ore de religie foarte, așa, dacă nu sunt ideologizate, așa cum ar fi aurile unor ideologii actuale, sunt atât de catehizate încât sunt militante. Care devin, atunci când sunt militante orele de religie, devin, eu nu vreau, vreau să mă ajut. Dacă cineva îmi spune, trebuie să mă comport așa și mi-l pune pe Dumnezeu, mi-l bagă, folosind această sintagmă și scuzați expresia, când ora de religie încearcă să mi-l bage pe Dumnezeu pe gât, atunci fac un pic de mănec. Păi uitați, ăsta este rezultatul. Foarte mulți părinți care și-au scos copiii de la religie, pentru că nu vor asta. Tocmai pentru că ora de religie nu este doar despre asta. Este acea îmbinare a orei de religie, conținutul, care de multe ori putem să discutăm despre conținut, forma lui, pentru a-l cizela, ca să nu devină
acea doar catehizare care este specifică cultului și la biserică. Să permită copiilor care pot fi fie de o confesiune sau alta să cunoască, evident că în liceu se cunosc diferențele. Eu trebuie să-mi cunosc propria mea confesiune. Dacă sunt catolic, familia mea este catolică, să învăț cât mai multe informații despre propria mea confesiune. Că sunt și copii care provin din familii sau părinți care nu se declară, nu sunt adepții unui cult anume. Și ce facem cu acei copii? Și aceia trebuie educați tocmai în acest spirit, fără ca ei să se simtă, dar eu de ce sunt ciudat? Nu! E adevărat, dar în acest moment acești copii stau undeva în sala de clasă, într-un colțișor, în vreme ce ceilalți participă la ora de religie și probabil că ei se întreabă eu de ce trebuie să fac temele la matematică. Și nu a explicat nimeni lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că trebuie privați toți ceilalți, cele, nu, categoric. 99 de oi din Evanghelie private de ora de religie. Da. Sigur că da. Ne apropiem de final. Să știți că am senzația că dacă mai aveam încă 2 ore la dispoziție, nu ne-ar fi ajuns. Vreau să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. E un subiect interesant. Sper să avem posibilitatea de a-l continua la un moment dat. Vă mulțumesc. Fără să ne antagonizăm. Categoric. Ne putem întâlni categoric. Și la ora de religie și în afara ei. Categoric. Vă mulțumesc tare mult. O seară de milioane tuturor. Creșterea alarmantă a prețurilor